Hai, continuă. Eu atunci, mai sor tare. Cu sete o țigară și în fumul ei ucid cumplitul dor. Și a mea atunci lumea asta mare și de viață mă îmbăt ca de alcool. Aprinde o țigară și în fumul care zboară nor albaștri ca un vis, cufundă-te în uitare și lasă gândului cărare de abis. Exagerezi. Nu exagerezi, fix așa ești. Dar tu vorbești, deci tu când vine vorba de limbaj ești la pământ. Și tu și nașul Răzvi. Așa. O aveți pe aia voastră din Berceni cu dacă e la sfârșit de propoziție. Deci orice propoziție ai spune, dacă adaugi la sfârșit dacă e, cum ar fi, nu mai are valoare de adevăr. Noi mergem foarte... în weekend la mare, dacă e. Noi și suntem... eu dacă îmi fac bagajul, am înțeles eu greșit că a fost dacă e. Adică noi dacă e înseamnă că nu. Nu poți să zici direct. Vă mulțumim că sunteți astăzi aici să participați la acest eveniment special, inaugurarea oficială a rețelei Gazprom de stații de alimentare cu carburant. Se spune că nunta a costat peste 200.000 de euro, s-au sacrificat 5 porci, 10 bărbecuți, 2 viței și 10 de găini. Iar pentru petrecere, minii și-au dorit peste 50 de chelneri și 20 de bucătari. Am venit. Mamă, ce robie frumoasă! Și asta la fel, wow! Foarte tare! Poate pentru tine, draga mea. Păi, mai e până la nunta mea. Du-te și aduc puțin zahăr. Ok. Păi depinde cum pui problema. Tu crezi că dacă era după Alex? Vezi? De la tine mereu învăț câte ceva. Da? Da. Nu se vede. Uite. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Ce drăguț! Liste? Vezi că ți-am zis acolo mură în gură tot. Să nu aud că n-ai știut sau că ai uitat, ai înțeles? Am înțeles. Vreau să iasă perfect nunta asta. Și salonul când îl deschizi? De ce te interesează asta acum? Vrei să știi când vii gratis la solar? Întrebam și eu de curiozitate. Mamă, ce cafea bună fac! Și ce bine ne înțelegem noi două! Mă, tu n-ai treabă de făcut! Aba da. Multă treabă. Am plecat. Vina! Coco, m-ai scos din casă, te rog eu frumos. Păi, comandăm, nu? Da. Eu vreau o decofeinizată și cu zaharină și o apă plată cu lămâie, fără bule. Am înțeles. Uite, și eu aș putea să fiu un iepuraș, nu? Da. Zic cum mă recomandă. Deci, și spontaneitatea mea, știi, și aliura asta a mea așa dinamică și sportivă Coco. Și personalitatea, nu? Bine, da, te rog eu frumos, nu mai mi spune pui! Foarte, foarte concentrată la ce s-a întâmplat acolo și tot nu înțelegeam cum de face Nicușor toate scamatoriile alea. Poate că prietenii lui o să ne lămurească, sunt alături de Cosmin și de Raluca. Și dacă vreți să ieșiți afară cu quadul, cu ATV-ul, cu moto, cu bicicleta, cu tricicleta sau ce mai fie ea, neapărat folosiți protecții. Votează Andreea!
adică nu ești amuzantă. Mă duc să mănânc. Du-te, ia-ți un dublu hamburger. Și înghețată. Și înghețată. Mă duc, du-te, mă duc. Du-te, du-te și mănâncă 5.000 de calorii. De fapt, eu eram deja sătulă. Glumeam cu tine. Da. Hai de capul meu. Hai să mă duc să iau apă. Du-te și ia apă. Dar după aia o să trebuiască să mergem la toaletă. Hai, du-te și eu. Eu nu merg cu toate pungile astea la toaletă. Da, nu. Nu, ai dreptate, ai dreptate. Dar ce facem? Stăm așa ca săracele la masă? Există venustrafobia, ai zice. Ce este aia? Frica de femeile frumoase. Mă rog, tu n-ai avut-o. Așa. Păi aia, adică n-a avut-o, că da, nici eu n-am avut-o, cred că nu am asta. Opa, iartă-mă. Nu, n-am avut-o, e clar că n-am avut-o, dar ideea asta care e următoare? Deci vezi, n-are fobia asta. Partenofobia este Aoleu. Frica de virgine sau de fete tinere. Ce, asta e boală? Tu să nu răspunzi. Serios, asta e boală? Votează pe cine vrei tu, nu mai votează și te rog ajută-mă să pot să dorm. Undeliciu, ca să nu mai zic că am făcut și garnitura alături, am făcut sparanghel, frumos, aliniat, și n-au apreciat deloc. Deci eu sunt uluită. De ce? Că n-au apreciat, nu înțelegi? Dar ce ți-au spus? Nu știu ce mi-au spus, că mi-au spus în altă limbă. Nu mai știu. Nu mai știu. Dar pe n-am fost de tine. Continuă, noții. S-a terminat. S-a terminat, aplauze.